ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Ion Ciobanu și-a luat concediu din funcția de primar și timp de o săptămână nu se va ocupa de problemele capitalei ca să-l susțină pe Igor Dodon în campania electorală. A început tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din țară, în total vor fi aproape 3 milioane de exemplare. Fostul director al Spitalului Republican, Anatol Ciubotaru, nu va conduce din nou instituția, deși judecata a decis ca el să fie repus în funcție. Ministerul Sănătății nu i-a prelungit contractul de muncă după ce a expirat. Ales ca să se ocupe de problemele orașului, Ion Ciobanu anunță astăzi că își ia concediu din funcția de primar ca să-l susțină pe Igor Dodon în campania electorală. Timp de o săptămână, toate problemele orașului vor rămâne pe seama viceprimarului Ilie Ciobanu. Observatorii Promolex susțin că Ion Ciobanu și-a folosit și până acum imaginea în favoarea lui Dodon. Anunțul despre plecarea subită în concediu a fost făcut de Ion Ciobanu pe pagina sa de Facebook. Primarul apare într-un spot video alături de candidatul independent la fotoliul de președinte și susținut de socialiști, Igor Dodon. Sunt un om al echipei și începând cu ziua de astăzi mi-am luat concediu pentru a susține candidatura domnului Igor Dodon la al doilea mandat pentru funcția de președinte. Cât timp primarul capitalei Ion Ciobanu va fi în concediu, de problemele capitalei se va ocupa viceprimarul Ilie Ciobanu. În care am toată încrederea, am mai gestionat situația atunci când am avut concediu ordinar. Deși nu e treaba unui președinte să se ocupe de treburile unui oraș, Igor Dodon a făcut o serie de promisiuni legate de viitorul Chișinăului și a spus că va rezolva diferite probleme ale capitalei dacă va obține încă un mandat de șef de stat. A început curățirea albii râului Bâc. În anul viitor ne propunem să curățim albia râului Bâc și să amenajăm teritoriul și cred că va fi una din destinațiile cele mai plăcute, din locurile cele mai bine amenajate în Chișinău. Iar reprezentanții Promolex ne-au spus că Ion Ciobanu și-a folosit și până acum imaginea de primar ca să-l susțină pe Igor Dodon. Este o decizie bună, dar foarte întârziată, pentru că cu regret principalele activități efectuate de primărie municipiului Chișinău, inclusiv de primarul Ion Ciobanu, duc la ideea că acum deja este un pic prea târziu. Ce s-a putut să fie făcut acolo? Unde s-a putut să fie utilizată imaginea primăriei pentru a promova în direcție, în direct imaginea candidatului Igor Dodon? Deja s-a făcut. Igor Dodon și Ion Ciobanu au fost ambii membri ai Partidului Socialiștilor, dar au renunțat la statutul de membru după ce primul a ajuns președinte, iar celălalt a fost ales primar al capitalei. Înainte de a deveni primar, Ion Ciobanu era purtătorul de cuvânt al lui Igor Dodon, funcție în care a fost numit după ce acesta a obținut mandatul de președinte în 2016. Două ventilatoare pentru respirație artificială au fost donate astăzi Spitalului Sfântul Arhanghel Mihail din capitală, unde sunt peste 200 de pacienți cu coronavirus, iar secția de reanimare e plină. Din ce în ce mai mulți pacienți sunt în stadiu avansat a bolii și sunt în insuficiență respiratorie și necesită ventilare. De câte aparate de acest fel dispune instituția și cine a făcut donații, aflați în jurnal. Fostul director al Spitalului Republican, Anatol Ciubotaru, nu va conduce din nou instituția, deși săptămâna trecută Curtea Supremă de Justiție a decis că el trebuie să fie restabilit în funcție. Asta pentru că i-a expirat contractul de muncă. Ciubotaru a solicitat ca acesta să fie prelungit, dar Ministerul Sănătății a respins cererea motivând că fostul director a atins vârsta de 65 de ani. Instituția menționează că doctorului îi va fi achitat salariul pe perioada cât a lipsit. Anatol Ciubotaru a fost eliberat din funcție în luna martie. Motivul ar fi fost că 4 angajați ai spitalului s-au testat la o clinică privată. Comisia Electorală Centrală a dat start tipăririi buletinelor de vot pentru secțiile de votare deschise pe teritoriul țării. Sunt aproape 3 milioane de exemplare care conțin numele celor 8 candidați la prezidențiale. Întreg procesul este supravegheat de angajații de la Serviciul de Informații și Securitate. Aici, la Combinatul Poligrafic, a început turul 2 de tipărire a buletinelor de vot, care vor fi expediate în toate secțiile de votare din țară. Buletinele vor avea lungimea de 236 de mm și lățimea de 140 de mm. În total vor fi tipărite peste 2 milioane de buletine de vot. Potrivit CEC, în limba română vor fi tipărite circa 2.170.000 de buletine de vot, iar 765.000 în limba rusă. Se vor tipări pe hârtie opacă mată, de culoare gri afumat,
prețul unui buletin de vot este de 14 bani. Responsabilii de la Combinatul Poligrafic ne-au spus că buletinele care vor ajunge în cele 2004 secții de votare deschise în țară vor fi tipărite timp de o săptămână. Valoarea totală a tirajului este de peste 422.000 de lei. Pentru cele 139 de secții de votare de peste hotare au fost tipărite 556.000 de buletine de vot. Renato Usatăi spune că primul lucru pe care îl va face dacă va deveni președinte va fi să dizolve Parlamentul. Pentru asta are de gând să aducă în mod organizat oameni din toată țara la o adunare națională la Chișinău. Invitat la emisiunea Eu vreau să fiu președinte de la ProTV, candidatul partidului nostru a explicat și de unde i-a venit donația de peste 3 milioane și jumătate de lei pe care a inclus-o în declarația sa de avere. Voi dizolva acest Parlament corupt, deoarece inclusiv cred că din cei 49 care a spus domnul Năstase, o parte bună trebuie să plece în istorie. Cum? Voi organiza transport din fiecare localitate din Republica Moldova în piața Marii Adunări Naționale. Deoarece conform articolului 2 din Constituție se spune clar, puterea îi aparține poporului și fiind președinte nou ales de popor, voi dizolva acest la Parlament. De ce sunt drumurile proaste la Bălți? De ce nu este lumină, aseară nu era lumină în piața Vasile Alexandrei? Sunt multe lucruri la Bălți care nu s-au rezolvat. Cum veți rezolva atunci problemele țării dacă nu v-ați descurcat un oraș? Dumneavoastră, nu vă rușine. Pe mine m-au ales bălțenii primul tur și bălțenii trebuie să-mi dăi aprecieri și nu dumneavoastră. Când Republica Moldova era inundată de atacuri Raider, ce făceați dumneavoastră? Când erați? De ce nu vă băteați? De ce nu erați atât de dur, cum a spus la începutul emisiunii? Da, o spun. Eu locuiam în Federația Rusă, în orașul Moscova. Am fost primul care în 2011 a ieșit și am spus public prin Universal Bank zilnic să spală 10-20 de milioane de dolari. În politică m-am plecat în 2014 și dumneavoastră nu puteți să-mi spuneți de ce am tăcut până în 2014. În declarația depusă la CEC în septembrie 2020, care conține informația despre veniturile din ultimii 2 ani, ați indicat o donație de 3,7 milioane de lei pe care ați fi primit-o de la mama dumneavoastră. A vândut bunurile care anterior mi-au părțit. Nici mama mi-a dat banii când eram în țară și ea le-a vândut. Asta e. Am înțeles. Și aceste automobile, apartamente, toate au fost în toate declarațiile pe avere din 2014 încoace, toți cetățenii le-au văzut, deci n-a fost ceva ascuns. Renato Usatăi va fi primul în buletinul de vot. Iar Andrei Năstase a dat de înțeles că dacă nu trece în turul 2, o va susține pe Maia Sandu. În cazul în care va ajunge președinte, îl va propune pe colegul său de partid, Alexandru Slusar, pentru funcția de prim-ministru. Acesta însă nu a putut să spună clar de unde va găsi în Parlament voturile necesare pentru asta. Stabilirea pensiei minime și a salariului minim în Republica Moldova peste minimul de existență, un proiect ambițios care iată are susținerea cetățenilor. Dar de unde bani? Dacă s-au găsit bani în Republica Moldova pentru a se fura cu miliardele, credeți-mă, sunt bani. Cum anume vreți să obțineți numirea domnului Slusar în calitate de prim-ministru, odată ce nu aveți o majoritate parlamentară? Dar cine o are? Nu am fost aproape noi de a-l instala pe domnul Slusar sau pe altcineva din platforma, da, în acum 3-4 luni urmă, am avut 49 de mandate. Explicați clar, care sunt 49? Nu voi comenta abordările domnului Slusar. În acest an, de câte ori v-ați văzut cu Dodon, mai ales mă interesează perioada aprilie-mai acestui an? Nu comentez aberațiile domnului Usatăi pentru că ar trebui să intru în tot felul de speculații. A spus că Dodon și Usatăi au ieșit la rugămintea sau la comanda lui Plahotniuc. Așa se știe bătă țară. La care comandă? De unde a luat asta? Au ieșit în același timp, unii în fața președinției, alții în fața Parlamentului. N-ai rușine, Andrei. Eram împreună, eu cu Dodon și cu Năstase, că l-am impus pe Dodon să recunoască în fața la Năstase cum lua 2 milioane de lei pe săptămână de la Plahotniuc. Așa au fost în cerbădeau. Un milion, nu două, unul era destinat dumneavoastră. Eu ți-am spus că eu am refuzat, dar Dodon a luat. Tu ai spus că nu cred. Și l-am chemat pe Dodon care o recunoscut în fața ta. Hai, poate recunoaște public. Cine a sprijinit toate protestele? Ai scos un leu din buzunar sau sute de mii de dolari erau banii mei când aduceam oamenii protestatari. Domnule Usatăi, e nedrept. Dacă nu ajungeți în turul 2, pentru cine vă veți da votul în cazul în care acolo se vor afla, de exemplu, cum spun alte sondaje, Maia Sandu și Igor Dodon? Ceea ce am făcut în 2016 voi face și în 2020, dacă se va întâmpla acest lucru. Andrei Năstase va fi al doilea în buletinul de vot. Purtătoarea de cuvânt a lui Igor Dodon a calificat declarațiile lui Năstase și Usatăi ca fiind fantezii lipsite de fundament și atac la persoană, îndemnându-i să dea dovadă de demnitate bărbătească. 8 candidați râvnesc la funcția de președinte. Este vorba despre Renato Usatăi, Andrei Năstase, Tudor Diliu, Igor Dodon, Violeta Ivanov, Maia Sandu, Octavian Țâcu și Dorin Chirtoacă. Alegerile prezidențiale vor
vor avea loc pe 1 noiembrie. A treia rundă de dezbateri, Eu vreau să fiu președinte, se va da în această seară la ProTV, începând cu ora 21. Lorena Bogza îi așteaptă în studio pe Octavian Țâcu de la Partidul Unității Naționale și Dorin Chirtoacă, înaintat de Mișcarea Politică Unirea. Cei doi candidați vor răspunde la întrebările cetățenilor, cât și ale prezentatoarei. Persoanele cu dizabilități nu se pot plimba în siguranță pe aleea de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân din capitală, recent renovată. Asta spun membrii unei asociații civice din capitală care au mers astăzi în inspecție acolo. N-am simțit că a ieșit. Atunci când am auzit că s-a oprit mașina, atunci am înțeles că sunt în mijloc. Chiar până să ajungă pe alee, oamenii au de înfruntat trotuare pline cu gropi și rampe abrupte, ce spun responsabilii de la primărie, aflați imediat. De banii obținuți prin filiera Bahamas ar fi beneficiat mai multe persoane apropiate lui Igor Dodon, inclusiv secretarul de la CEC, Maxim Lebedinski, dar și actualul șef adjunct al SPPS, Petru Corduneanu. Declarațiile au fost făcute de deputatul platformei DA, Iurie Reniță, dar și candidatul la prezidențiale, Octavian Țâcu, care au prezentat ieri un set de acte. Sunt declarații politice, spune Lebedinski, iar Dodon afirmă că sunt falsuri la comanda lui Plahotniuc. Ceilalți nu au reacționat. Acesta este documentul și argumentul că exclusiv media SRL, care aparține lui Corneliu Furculițe, a împrumutat 1,5 milioane de euro, echivalentul la 33 de milioane de lei moldovenești la acea perioadă. Iurie Reniță susține că documentul care ar demonstra că Partidul Socialiștilor a spălat 1,5 milioane de euro prin filiera Bahamas este contractul între Western Buy Limited, un SRL din Bahamas, și Exclusiv Media SRL, fondator al căreia este liderul fracțiunii PSRM Corneliu Furculiță. Reniță a prezentat mai multe dispoziții de plată și contracte care ar demonstra că Furculiță, dar și soția sa, ar fi luat bani cu un împrumut de la Exclusiv Media pe care nu i-ar fi trecut în declarația sa de avere, deși era deputat și era obligat să o facă. Per total, domnul Corneliu Furculiță a împrumutat 6.510.000 de lei de la Exclusiv Media, bani care au fost transferați din Bahamas pe contul Exclusiv Media. Am încercat să obținem o reacție de la Corneliu Furculiță, dar acesta ne-a închis. Totodată, deputatul a prezentat și o încheiere semnată de ofițerul CNA Adrian Țurcan în 2016, care, analizând documentele dosarului Bahamas, concluziona că a avut loc o schemă de spălare a banilor cu proveniență necunoscută, urmărind în cele din urmă scopul de legalizare a banilor pe teritoriul Republicii Moldova și finanțarea partidului politic PSRM în campania electorală. Potrivit lui Reniță, implicat ar fi și secretarul general de la CEC, Maxim Lebedinski, care ar fi apropiat al lui Dodon. Reniță spune că Lebedinski ar fi luat de 3 ori bani cu împrumute de la compania Exclusiv Media. Per total, 960.000 de lei, aproape 1 milion. În declarația de avere nu este specificat nici un cuvânt. Maxim Lebedinski nu a negat că a luat împrumuturi, dar a calificat declarațiile deputaților ca fiind politice. Faptul că am încheiat un contract civil, fiind avocat în acea etapă, nu am încălcat legea, am luat un împrumut care a fost întors în permis în 2 luni sau într-o lună jumate, nu mai țin minte exact. Respectiv, la momentul declarării nu era și conform prevederilor legii nu urma a fi declarat. Iar candidatul la prezidențiale, Octavian Țâcu, a prezentat un document conform căruia actualul șef adjunct al SPPS, Petru Corduneanu, care ar fi și un om apropiat lui Igor Dodon, dar și conseteanul acestuia, ar fi luat un împrumut de 500.000 de lei de la aceeași firmă pe care nu l-ar fi inclus în declarația sa de avere. În dispoziția de plată, domnul Petru Corduneanu indică doar suma de 235.000. Asta însemnând că restul 265.000 nu știm unde s-au dus. Poate îl întreabă presa unde s-au dus celelalte 265.000. Da, poate procuratura. Poate și procuratura. Petru Corduneanu nu a fost de găsit pentru o reacție. Responsabilii de la serviciul de presă al SPPS ne-au direcționat la cei din anticameră, iar acolo nu am primit niciun răspuns. Iar purtătoarea de cuvânt a lui Igor Dodon a spus că sunt falsuri făcute la comanda lui Plahotniuc. Dosarul Bahamas a fost pornit în toamna anului trecut după ce deputatul platformei DA, Iurie Reniță, a prezentat anumite documente despre care a spus că ar demonstra că persoane din anturajul PSRM ar fi primit din Bahamas prin firme offshore 1 milion
milion și jumătate de euro, bani care ulterior ar fi fost utilizați în campania pentru prezidențialele din 2016. Acum o lună, procurorul general a declarat că până acum au fost audiate 29 de persoane, printre care 3 deputați ai PSRM, Corneliu Furculiță, Vladimir Rotnostalco și Vasile Bolea. Două ventilatoare pentru respirație artificială au fost donate astăzi Spitalului Sfântul Arhanghel Mihail din capitală de către o organizație de caritate. Instituția unde sunt internați peste 200 de pacienți cu coronavirus în stare medie și gravă dispune de 14 astfel de aparate, toate fiind folosite în prezent. În secția reanimare a Spitalului Sfântul Arhanghel Mihail, toate cele 15 locuri sunt ocupate de pacienții aflați în stare gravă. 14 dintre ei sunt conectați la aparate de respirație artificială. Din ce în ce mai mulți pacienți sunt în stadiu avansat a bolii și sunt în insuficiență respiratorie și necesită ventilare. Orice pacient are nevoie de suport de oxigen și le folosim pe toate. Așa că cele două ventilatoare donate astăzi instituției vor fi de ajutor mai ales acum, când numărul pacienților care dezvoltă o formă grava bolii crește, spun medicii. Este mai mult ca binevenit, fiindcă este cunoscut bine faptul că gravitatea pacienților crește. Și cota acestor pacienți în secție de reanimare este mereu în creștere și fără utilaj medical de performanță nu poți să ajungi la un efect pozitiv. În prezent, în spital, care tratează doar persoanele infectate de COVID, sunt internate peste 200 de persoane. Doctorii sunt extenuați, recunoaște directorul instituției. Astăzi, medicii lucrează din răsputeri, 24 de ore uneori, mai ales în reanimații, pacienții gravi, necesitățile mari și toate aceste lucruri pun o amprentă pe starea psihologică a lucrătorilor medicali. Cele două ventilatoare de respirație artificială au fost donate de către organizația de caritate Rotary Club din Moldova. Directorul acesteia spune că a fost greu să facă rost de aceste aparate cumpărate din România, ținând cont de situația epidemiologică din întreaga lume. Am făcut anul acesta un proiect care s-au strâns 30.000 de dolari. Și cu acești bani s-au procurat două aparate de ventilare pulmonară performante. Anume, solicitarea aceasta a fost și având în vedere că aici este și secția de pulmonologie și secția de reanimare, unde într-adevăr au necesitate. Din cele peste 17.200 de cazuri active în țara noastră, aproape 900 de pacienți sunt în stare gravă. 48 sunt supuși ventilării mecanice, iar peste 1.400 au starea de sănătate de gravitate medie. Sute de oameni, printre care bătrâni, copii și tineri, majoritatea fără să poarte mască, au participat la o întâlnire electorală cu Renato Usatăi la Fălești. Oamenii s-au îmburzit, iar la final, candidatul PNL la prezidențiale s-a îmbrățișat și a făcut fotografii cu ei. Am încercat să obținem o explicație, dar Renato Usatăi nu ne-a răspuns la telefon. Deși este pandemie, oamenii care au venit la întâlnirea cu Renato Usatăi la Fălești, orașul său natal, nu au păstrat distanța fizică, iar unii nu purtau mască. Dacă nu vom da un restart urgent, anume sistemul de învățământ tehnic-profesional, noi nu ați facem nimic. Deja știți cum la noi e o modă nouă în Republica Moldova, ca să te duci să ajuți pe mama să faci curat în Italia. Sau spui pavaj la Moscova, trebuie să ai studii superioare. După ce și-a ținut discursul și a răspuns la întrebările localnicilor, Usatăi, care la fel nu a purtat mască, s-a îmbrățișat și a făcut fotografii cu cei prezenți. Renato Usatăi nu a răspuns la apelurile noastre pentru un comentariu. Raionul Fălești se află sub cod roșu de alertă epidemiologică. De la începutul pandemiei, acolo s-au înregistrat peste 800 de cazuri de coronavirus. Unii au cheltuit milioane de lei în campanie electorală, iar alții nu au avut niciun leu de declarat, conform rapoartelor prezentate la CEC. Renato Usatăi este lider la capitolul cheltuieli, iar Violeta Ivanov nu a declarat niciun bănuț. Dorin Chirtoacă a anunțat comisia că nu i-a deschis încă un cont bancar, iar Octavian Țăcu ar fi rămas cu mai puțin de 300 de lei în cont.
Renato Usatăi a cheltuit până acum peste 6 milioane de lei pentru a-și face campanie electorală. Cei mai mulți bani, peste 5 milioane, candidatul partidului nostru i-a investit în publicitate, iar aproape 1 milion au fost folosiți pentru materiale promoționale, cum ar fi pixuri, chipiuri, afișe și altele, dar și pentru transport. Usatăi mai are în cont peste 40.000 de lei. Conform ultimului raport prezentat la CEC, Andrei Năstase a cheltuit până acum puțin peste 1 milion de lei. Peste 900.000, candidatul platformei DAI a cheltuit pentru publicitate și aproape 187.000 pentru materiale promoționale, iar 5.000 de lei pentru transport. Năstase a rămas cu nici 1.000 de lei în cont. Candidatul PLDM, Tudor Deliu, indică cheltuieli în valoare de aproape 100.000 de lei, dintre care aproape 67.000 de lei au mers pentru publicitate, cei mai mulți pentru cea online, iar restul, 14.000 de lei, pentru publicitatea TV. Deliu mai dispune de 121.000 de lei, cel puțin asta indică în raportul de la CEC. Candidatul independent susținut de PSRM, Igor Dodon, indică circa 724.000 de lei cheltuiți. Cei mai mulți bani, aproape 600.000, i-a dat pe materiale promoționale, dintre care peste 135.000 s-au dus pe tipărirea programului său electoral. Pentru publicitate, Igor Dodon indică doar 70.000 de lei, dintre care 60.000 de lei au fost pentru publicitatea online. Candidatul și-a inclus în raport și cheltuielile pentru apelurile telefonice, prin care cetățenii sunt întrebați dacă îl susțin în continuare pe președintele Igor Dodon și dacă știu că acesta este cel mai bine cotat dintre candidații înscriși în cursa electorală. Serviciile prestate de Viatel SRL apar în raportul financiar depus la CEC drept publicitate prin telefon și au costat 36.000 de lei. Potrivit ziarului de gardă, Viatel SRL este o companie fondată de cumnatul edilului socialist al capitalei, Ion Ceban. În cont, Igor Dodon ar mai avea 710 lei. Raportul Violetei Ivanov indică zero cheltuieli și venituri, iar Maia Sandu a investit mai mult în materiale promoționale, peste 700.000 de lei. Candidata Partidului Acțiune și Solidaritate raportează cheltuieli de aproape 1.500.000 de lei. Totodată, lidera PAS a alocat 632.000 de lei pentru publicitate, dintre care peste 243.000 pentru cea electronică. În contul Maiei Sandu mai sunt puțin peste 51.000 de lei. Octavian Țâcu, candidatul PUN, indică în raportul financiar că a cheltuit peste 133.000 de lei. Cei mai mulți bani, aproape 700.000, au fost utilizați pentru standuri, afișe și alte materiale, iar peste 60.000 de lei au fost folosiți pentru panourile electorale. Țâcu mai are în cont 267 de lei. Candidatul Mișcării Politice Unirea, Dorin Chirtoacă, nu are încă un cont bancar. Acesta a depus un demers la CEC prin care anunță că, deși la 5 octombrie a fost înregistrat în calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, până la 16 octombrie acestuia nu i-a fost deschis cont bancar. Așadar, dacă facem un simplu calcul și adunăm toate cheltuielile raportate de candidați, aceștia au folosit în total până acum aproape 8.500.000 de lei. Promolex a constatat de mai multe ori că unii candidați nu își declară cheltuielile până la capăt, având în vedere că niciunul nu scrie în raport despre banii cu care își plătesc agitatorii. Și-au dat hainele jos pentru că sunt extenuați și se simt neprotejați. În acest fel, sute de medici au protestat la Barcelona. Doctorii au venit cu o listă întreagă de solicitări pentru autorități. Vă spunem care sunt în câteva minute la știri, când revenim cu imagini. Infrastructura pe alee de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, recent renovată cu peste 4 milioane de lei, nu a fost gândită pentru persoanele cu dizabilități. Asta spun membrii unei asociații civice din capitală care au inspectat ieri zona. Faptul că bordurile lipsesc îi poate duce în eroare pe nevăzători și nici căile spre alee nu sunt accesibile, susțin aceștia. Responsabilii de la primărie afirmă că după ce vor primi recomandările lor, vor veni cu soluții. Ludmila Iachim se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile. Ca să ajungă la alee, a fost nevoită să treacă prin gropi. Trebuie să știi cum mergi, nu mai zic că atunci când sunt ploi sau
zăpadă, polei, destul de complicat. Iar apoi să traverseze strada, cu mare atenție însă din cauza rampei abrupte. Pentru cineva care nu are putere în mâini, este foarte dificil. Victoria se deplasează cu ajutorul unor cârje și a făcut parte din echipa care a mers astăzi în inspecție. Verdictul ei: este periculos ca persoanele cu dizabilități să coboare pe această rampă. Unghiul este foarte mare, suprafața nu este întotdeauna antiderapantă, lipsesc barele de suport. Iar pe trotuarele este greu să meargă și mamelor cu cărucioare. Foarte rău, noi stăm în spate, Mircea cel Bătrân 20/2, acolo trebuie să mergem prin stradă, mașinile claxonează. Ajungi pe alee, am dat de un alt grup de evaluatori. Gheorghe Staver este nevăzător și, pentru că bordurile nu mai sunt pe alee, spune că este periculos. Practic nu simți, este ea sau nu e. Nevăzătorii mulți se orientează și după borduri. Aleea și carosabilul nu mai sunt despărțite de un trotuar sau un marcaj tactil. Astfel, pentru o persoană nevăzătoare este dificil să-și dea seama când se află pe stradă. N-am simțit că a ieșit. Atunci când am auzit că s-a oprit mașina, atunci am înțeles că sunt în mijloc. Maria a ieșit la plimbare pe alee. Femeia era cu bebelușul ei și ne-a spus că trece mereu strada cu frica în sân. Șoferii nu se uită în primul rând și noi trebuie să ne uităm cu ochii în patru. Evaluatorii au ajuns și la o stație de troleibuz din Preajmă, neaccesibilă pentru persoanele cu mobilitate redusă. Tudor a avut nevoie de ajutor ca să urce pe trotuar. Iar ca să coboare, nu avea spațiu suficient. El coboară aici, se plinește troleibuzul. Așa ar trebui să fie distanța mai mare. Dar să sperăm că la anul o să urmeze careva reparații după ce se finisă zaleia. La finalul inspecției, evaluatorii s-au întâlnit pentru a-și spune concluziile. Ulterior vor trimite recomandările autorităților de la primărie. Viceprimarul Ilie Ceban ne-a spus astăzi că asemenea probleme enumerate de cei de la Platforma Civică sunt în tot orașul și că începând cu anul viitor vor interveni. În cazul aleii Mircea cel Bătrân, probabil nu a fost prevăzut în proiect. Elaborăm un proiect multianual și acum ne propunem ca pe aleile centrale, trecerile pietoni să fie toate bordurile coborâte la cotă zero. Deci vom veni cu un calcul foarte clar. Viceprimarul ne-a mai spus că după ce vor primi recomandările din partea evaluatorilor, se vor gândi la soluții. Consiliul de Securitate al ONU îndeamnă Azerbaijanul și Armenia să respecte un armistițiu umanitar în Nagorno-Karabah, unde bombardamentele nu încetează, iar numărul morților crește zilnic. Chiar astăzi, azerii au prezentat noi imagini cu un atac asupra pozițiilor armene. Liderul de la Erevan susține că Turcia face legea în Caucaz. Potrivit Ministerului Azer al Apărării, ieri și pe parcursul nopții trecute s-au dus lupte grele în mai multe localități de pe linia frontului. Militarii armeni ar fi bombardat pozițiile Azerbaijanului, care a răspuns pe măsură și a publicat imagini cu atacul de azi dimineață. În replică, armenii ar fi atacat repetat orașul Azerganjia, iar autoritățile de la Baku au prezentat imagini cu distrugerile provocate de un atac cu rachete. И то, что они два раза ударили по спящему городу Гянджа баллистическими ракетами, причем сознательно в жилые массивы, чтобы убить как много больше людей, это кровавое преступление. Они за это преступление отвечают сейчас на поле битвы. И если не одумаются, то конец их будет очень плачевным. Армения spune că nu a atacat pozițiile azere, acuzând Azerbaijanul că împotriva regiunii Nagorno-Karabakh au loc atacuri orchestrate de Turcia. Fighting alongside with Azerbaijan against Armenians in Nagorno-Karabakh. And that's a fact. The F-16s, the Turkish drones, they are actively involved in military and non-military activities because they are bombing civilians. Baku neagă implicarea Turciei în conflictul din Karabakh. Președintele Azer a anunțat că luptele vor înceta atunci când va fi cucerită regiunea separatistă și nu are de gând să negocieze cu Armenia. По существу нам предлагается что? Остановиться? Не продолжать деоккупацию наших территорий? Нам предлагается пойти на уступку Армении, на одностороннюю уступку, в то время как ничего не предлагается взамен. Это несправедливо.
И по отношению к Азербайджану, я считаю, что это неправильный подход. Ieri, în urma unei dezbateri cu ușile închise la New York pe tema situației în Nagorno-Karabakh, în care reizbucnirea conflictului armat pe 27 septembrie s-a soldat cu sute de victime, Consiliul de Securitate al ONU a îndemnat Armenia și Azerbaidjanul să respecte acordul de pace de duminică. Un prim armistițiu umanitar negociat sub egida Moscovei pe 10 octombrie nu a fost nici el respectat. Nagorno-Karabakh, o enclavă azeră cu populație majoritar armeană, s-a desprins prin secesiune din Azerbaidjan, cu puțin înainte de prăbușirea URSS în 1991, antrenând un război care s-a soldat cu peste 30.000 de morți. Un armistițiu încălcat cu regularitate era în vigoare din 1994. Președintele Belarus Alexandru Lukashenko amenință că duminică va face ordine la Minsk. Este ziua în care expiră ultimatumul dat de lidera opoziției Svetlana Tihanovskaya ca acesta să-și dea demisia. Lukashenko spune că nu va da țara nimănui și că nu are de gând să plece. В воскресенье в Минске будет наведен порядок, потому что они по воскресеньям в основном ходят. Duminica 25 octombrie expiră ultimatumul de 13 zile lansat de Svetlana Tihanovskaya președintelui Alexandru Lukashenko pentru a-și prezenta demisia, a elibera pe toți deținuții politici și a pune capăt represiunilor poliției. Dacă Lukashenko refuză să răspundă cererilor, Tihanovskaya spune că întreaga țară va ieși în stradă și va avea loc o grevă națională. Сказано, что страну не отдадим, значит не отдадим. Пока я президент, решать будет белорусский народ. Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне, вопрос в вас. Что будет с вами без меня? Вот, может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних, на вас, вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас, вас пожалеют? Вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски. Ieri la Minsk au ieșit în stradă pensionarii. Aceștia s-au împărțit în două tabere, pro și împotriva lui Lukashenko. În timpul protestelor nu s-au înregistrat incidente și nici rețineri nu au avut loc. Belarușii protestează de mai bine de două luni, au ieșit în stradă imediat după alegerile din 9 august, care consideră ei au fost falsificate. Mii de oameni au fost reținuți în această perioadă. Ulterior, o parte au fost eliberați. Uniunea Europeană și Statele Unite au refuzat să-l recunoască pe Alexandru Lukashenko drept președinte legitim al Belarusului. Proteste extreme în Spania. Medicii rezidenți s-au dezbrăcat într-o piață din Barcelona ca să atragă atenția asupra situației din spitale după ce numărul cazurilor de coronavirus a crescut din nou. Tinerii doctori și-au scos hainele și au rămas în lingerie intimă, scandând că se simt goi și neprotejați. Acest gest simbolizează lipsa de protecție, spun medicii rezidenți care se plâng că pandemia i-a forțat pe mulți să-și oprească specializarea pentru a putea intra în prima linie de luptă împotriva pandemiei, asumându-și responsabilități despre care mulți spun că sunt prea mari. Este o situație de mulți ani atrás, în la cual nos hemos desprotegido. Hemos sido primera línea durante la pandemia, hemos dejado toda nuestra formación, hemos trabajado muchas más horas de las legales por un sueldo muy cercano al mínimo. Y creemos que estamos desnudos y desprotegidos y lo que reclamamos es que las autoridades nos devuelvan lo que es nuestro. Miriam Dominiquez era medic anestezist în primul an rezident la un spital din Barcelona când a lovit pandemia. Ea povestește că, împreună cu un alt rezident, au fost scoși din selele de chirurgie pentru a îngriji pacienții cu COVID, aflați în stare critică, fără ajutor din partea altcuiva și fără o remunerație suplimentară. R mayor, de un año mayor que yo también anestesia, y llevábamos prácticamente la UCI nosotros solos. Con un sueldo de 6 euros brutos la hora, porque lo que hicieron fue pagar nuestro sueldo base, aparte de cambiarnos el horario. Tinerii doctori spun că vor continua să facă grevă la fiecare 3 săptămâni până vor ajunge la un acord cu autoritățile regionale de sănătate și spitale. Într-un interviu acordat unui post de radio, șeful Institutului de Sănătate Catalan a admis că greva este de înțeles, dar a precizat că speră că protestele vor fi anulate în curând. În ciuda restricțiilor aplicate recent pentru combaterea infectărilor, Spania se confruntă cu un număr de cazuri în creștere exponențială, fapt care amenință sistemul sanitar, respectiv funcționarea spitalelor și capacitatea lor de a efectua intervenții chirurgicale. Aproape 34.000 de persoane au murit de coronavirus în Spania până acum.
Spectacol grandios în curtea Academiei de Poliție din Cairo a fost o adevărată mobilizare de forțe cu ocazia ceremoniei de absolvire. Noi ofițeri au pus în scenă un spectacol impresionant și și-au etalat mușchii executând tot felul de trucuri și cascadorii. În timpul evenimentului, tinerii polițiști și-au demonstrat abilitățile fizice prin tot felul de exerciții de antrenament. De la clasicile flotări, la mișcări complexe precum tragerea unei mașini de mare tonaj cu propriile corpuri. Cadeții au escaladat clădiri precum Omul Păianjen și au demonstrat că sunt pregătiți pentru noile roluri. La ceremonia de absolvire au participat și unele dintre cele mai proeminente autorități ale țării, inclusiv șeful statului. Imediat după știri începe emisiunea O Seară Perfectă. Anișoara Loghin se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Bună ziua tuturor! Astăzi la O Seară Perfectă ne întâlnim cu colega noastră de la știri, Suada Carcu-Chicea, care în ultimele luni a avut un alt rol primordial. Este vorba despre cel de mămică, despre care ne va povesti mai multe în această seară. Mergem și puțin mai departe, tocmai în Marea Britanie, acolo unde vom sta de vorbă cu singura moldoveancă decorată de Regina Marii Britanii. Este vorba despre Victoria Danforth. Eu vă aștept la O Seară Perfectă! Anișoara, îți mulțumesc! Halloween-ul bate la ușă, iar în acest an, în Statele Unite, una dintre cele mai populare decorațiuni pentru această sărbătoare pare să fie un schelet uriaș. Are peste 3 metri înălțime și, fiind din metal, cântărește numai puțin de 40 de kilograme. Aceasta este decorațiunea de Halloween care face furori în Statele Unite. Chrissy și Dominic Montesano din Pennsylvania spun că au cumpărat scheletul încă în luna septembrie, imediat ce a fost scos în vânzare. To do our regular Halloween shopping, which I love to Halloween shop, my favorite time of year. So we went into Home Depot and I looked over and saw that the first thing I saw was the skeleton. And I just told him that I didn't care if we bought another thing for the rest of the year, that I had to have that. Cei doi au asamblat scheletul din plastic și metal, decorațiunea fiind aproape cât casa lor cu două nivele, iar ochii cu LED clipesc noaptea și îngrozesc pe vecini. Granddaughter won't come here because she's afraid of him, which she has to go around the back to come in the house. Me, I think it's neat. Like, I will look out my bedroom window and everything just to kind of peek at it. It's just, to me, is the coolest thing that... It's the coolest Halloween decoration that I have currently. Scheletul a fost scos la vânzare de un cunoscut magazin specializat în amenajări interioare, dar stocul s-a epuizat rapid. Cei care au reușit să pună mâna pe scheletul uriaș au plătit $300, pentru că obiectul a stârnit interesul multora. Acum, unii americani îl vând pe internet și cer pentru el peste $1,500, adică de 5 ori mai mult. În ciuda prețului exorbitant, tot apar doritori. Salvare la limită în New York, unde un cuplu a căzut cu mașina în apă. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum vehiculul plonjează în loc să-și continue drumul pe pod. Trecătorii nu au rămas indiferenți, 7 persoane au sărit să-i scoată cât mai repede la suprafață pe cei doi. Primul salvat a fost șoferul, un bărbat de 78 de ani. Pe soția sa au recuperat-o abia după ce au spart un geam al autoturismului. Femeia a avut nevoie de manevre de resuscitare și într-un final și-a revenit. Ambii răniți au fost duși la spital pentru mai multe îngrijiri. Descoperire impresionantă în Peru, conturul unei pisici realizat în urmă cu 2000 de ani a fost descoperit în desertul Nazca. Gravura a fost văzută în timpul unor lucrări de modernizare a căii de acces în zonă. Desenul antic, care măsoară 37 de metri lungime, face parte din liniile Nazca, o colecție de sute de geoglife misterioase desenate în pământ într-o zonă aflată la 400 de kilometri sud de capitala Lima. Este geoglifo está, ha sido dibujado en la ladera de una colina bastante rocosa, en la pampa de Nazca. Ha sido hecho básicamente formando líneas o surcos de 30-40 centímetros de ancho que han delineado la figura y algunas partes como los ojos y la boca han sido formadas acumulando las piedras. De-a lungul timpului au fost descoperite în aceeași regiune din Peru gravurile unei colibri, a unei maimuțe, a unei orci și a unei figuri despre care unele persoane ar spune că este un astronaut. Pisica și-a făcut apariția în urma unor lucrări de restaurare care s-au realizat recent pe dealul respectiv. La figura
estaba en proceso de desaparecer debido a que está en una ladera, tiene más de 2000 años de antigüedad y la erosión ha sido bastante fuerte. Liniile Nazca sunt un sit ce este inclus în patrimoniul UNESCO încă din 1994. Acestea se întind pe aproximativ 450 de kilometri pătrați și sunt considerate una din cele mai mari enigme ale arheologiei. Cercetătorii sunt de părere că pisica, împreună cu alte contururi de animale, a fost creată prin îndepărtarea rocilor de culoare închisă de la suprafață, expunându-se astfel pământul colorat. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!